România pare că și-a găsit nișa în care rupe concurența. Centrele de informare turistică ridicate absolut degeaba. Da, mai ales la țară se întâmplă fenomenul. A înflorit informarea turistică ceva de speriat. Nu se mai vede lanul de porumb de atâta informare. Vorba aceea, un om informat turistic este un om puternic. Uite, de exemplu, gospodarii ăștia din Olt, care și-au ridicat centrul de informare turistică cel mai mare din județ, dar ei n-au niciun obiectiv turistic în comună. Adică au o cetate romană, dar e îngropată și abia peste 5 ani o vor scoate la lumină. O mai țin la dospit, o țin să mai crească, nu-mi dau seama ce fac cu ea. Aici funcționează un centru de informare turistică, însă nimeni nu-i trece pragul. N-avem apă curentă, n-avem canalizare și avem centru de turistică unde n-avem ce să arătăm. Turismul este, eu știu, pentru tineret mai târziu, poate că e viabilă ceea ce a propus să facă domnul primar. A, pentru viitor, zici, mamaie? Păi să pună mâna, domn primar, să construiască repede niște temple grecești din antichitate, să ridice o catedrală bizantină, să facă repede centrul vechi al comunei, chestii de astea, păi nu? A, dar stați că ne explică directorul Căminului Cultural. Ne spune dânsul ce obiective există momentan în zonă. Fiți atenți! Zona, avem niște pomi foarte frumoși, o rezervație naturală foarte frumoasă. Ce fel de copaci? Ce să vă spun, niște copaci nu poți... Nu, taie. Cum se numesc? Stejași copaci, nu vă pot da un număr, dar vă pot spune că au fost foarte mulți turiști și străini din Franța, din Belgia și foarte mulți turiști din România. Ah, dacă spunea în limbi străine, era genial, se umpleau de turiști. Nous avons beautiful, cum se dice, d-ăștia pomișori, nespa, e cam așa ceva. Uite, asta facem noi cu banii europeni, da, da, am uitat să spun din prima. Centrele astea se construiesc cu bani europeni. Ok, zici că nu-i mare pagubă, dar parcă prea exagerăm. Hai să facem și noi ceva util, că bate la ochi. E plină țara, vă spun, zilnic e câte o știre cu centrele de informare turistică. Iar când nu e nicio informare, este cu palmieri portocalii din plastic sau cu terenuri sintetice pe care aleargă vaca. Face Kangoo Jams, face Lifestyle, face Jimmy's, face cu tare, înțelegi? Tenis, la... Înțelegi, la Jimmy's, la gym, la cu tare... Dar și ăia de la UE, frate, ei nu văd ce se întâmplă. Știam că-s mai ageri, mai stricți. Ei chiar nu văd că avem mai multe centre de informare turistică decât turiști. Să vină și să spună, băi, gata, gata, ne-a spăcălit destul cu turismul, găsiți altceva mai plauzibil. Faceți și voi, uite, un centru aerospațial la Făurei, un Wall Street la Puchenii Moșneni, faceți un accelerator de particule la Comarnic, ceva... Da bine, nu la Comarnic, că la Comarnic se blochează particulele în trafic pe DN1, deci n-a făcut nicio brânză.